Urmează știrile Smile FM, prezentate de Cătălin Sâmpetru. Pensionarii vasuieni așteaptă cu nerăbdare majorarea pensiilor promise de guvernanți. Cum partidele de la putere propun procente diferite de creșterea pensiilor, persoanele în vârstă cred că aceasta este doar o strategie pentru amânarea acestor măriri. Concluzia pensionarilor este că în timp ce ei se ceartă, bătrânii săraci și fără ajutor mor. Valul de scumpiri la utilități, precum și scumpirile la produsele alimentare, vor face viața mult mai grea pensionarilor vasuieni. Majoritatea dintre ei au pensii de 1000-1200 de lei, bani care nu ajung pentru susținerea cheltuielilor zilnice. Se ceartă ca la ușa cortului și tărăgânează lucrurile în timp ce bătrânii mor. Unii spun să crească pensiile cu 15%, alt partid susține ca să nu fie pensii mai mici de 4.000 de lei. Sunt discuții să primească sume în plus doar cei cu pensii mici, nu și cei cu pensii mari. Pentru pensionari, orice venit în plus este bun, cum sunt și aceste carduri pentru alimente, a spus Gheorghe Iacob, președintele Comitetului Județean al Persoanelor Vârstnice. Conform datelor statistice, pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat din județul Vaslui a fost în trimestrul 2022 de 1448 lei, în creștere cu 10,2% față de aceeași perioadă din anul precedent, 1314 lei. Constructorii lucrează la proiectul derulat de Spitalul Județean de Urgență Vaslui, care prevede montarea unui lift pentru transportul bolnavilor în cadrul secției de oncologie din cadrul pavilionului TBC. Dacă graficul de lucru este respectat, este posibil ca până la sfârșitul acestui an investiția să fie finalizată. În prezent, secția funcționează la etajul pavilionului TBC, clădire care este situată în preajma unității de sănătate. În ultimii ani, Consiliul Județean Vaslui a investit sume de bani pentru a reabilita clădirea, care se află într-un avansat grad de degradare. Pavilionul TBC este o clădire de patrimoniu încadrată în categoria B, fiind construită în jurul anului 1800. Operatorii economici din Vaslui care vor să colaboreze cu instituțiile de învățământ din județ și să asigure pregătirea practică a elevilor în companii trebuie să-și arate intențiile până pe 25 noiembrie. Aceștia trebuie să transmită solicitările de școlarizare în învățământul preuniversitar dual, respectiv învățământ profesional de stat pentru anul 2023-2024. Anexele model de solicitare de școlarizare pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024 se regăsesc pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui la secțiunea Curriculum și Inspecție Discipline Tehnice sau pe site-ul alegeți-drumul.ro, se arată într-o informare a Inspectoratului Școlar Județean Vaslui. Cele mai periculoase zone din municipiul Vaslui din punct de vedere al traficului rutier vor fi monitorizate cu aparate radar fixe. Asta după ce municipalitatea a început să monteze aceste aparate radar cu rol principal de a determina șoferii să respecte limita legală de viteză. Un astfel de dispozitiv a fost deja montat la intrarea în municipiul Vaslui dinspre Muntenii de Sus, zonă unde în ultimii ani s-au produs numeroase accidente, majoritatea din cauza vitezei excesive. Radarul înregistrează imaginile în așa fel încât șoferul aflat la volan poate vedea pe panou viteza cu care circulă încă de când se află cu câțiva metri înainte de a trece de stâlpul pe care este instalat aparatul. Dacă șoferul depășește limita legală, aparatul afișează mesajul "Reduceți". Un astfel de radar a fost montat și la ieșirea din Vaslui spre Cișmeaua Moldovence, acolo unde conducătorii auto au de asemenea tendința de a apăsa mai tare pedala de accelerație. Consiliul Județean Vaslui a votat în unanimitate studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții construire secții la Spitalul numărul 2 Vaslui. După votul aleșilor locali, proiectul va fi depus în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, ținta 377, componenta C12, care are ca termen maxim data de 10 noiembrie 2022. Finanțarea investiției se va face din bugetul local al județului Vaslui și prin PNRR. Aceasta are o valoare totală de 385.461.599,57 lei, inclusiv TVA. Spitalul va avea două corpuri. Primul corp va avea 5 etaje, iar al doilea corp va avea 7 etaje. De asemenea, vor fi construite mai multe clădiri anexe care vor contribui la funcționarea optimă a unității de sănătate. Primul corp va avea 82 de paturi care vor deservi secția de psihiatrie și secția cronice, iar al doilea corp va avea 64 de paturi pentru secția boli infecțioase. Proiectul a obținut avizele de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui și Direcția pentru Sănătate Publică Vaslui.
Crucea Roșie își mărește echipa de voluntari. Vasulienii care vor să devină membri și să se implice în acțiunile organizate sunt invitați să se înscrie. Aceștia, dacă nu pot merge astăzi, o pot face în una din zilele de 11 și 14 noiembrie la sediul filialei județene și să participe la un interviu despre ceea ce înseamnă să fii voluntar. Nu există limită maximă de vârstă, însă una minimă, da, în cazul elevilor, aceștia trebuie să fie la liceu, nu la gimnaziu. Crucea Roșie, filiala Vaslui, își mărește echipa de voluntari. Te așteptăm joi, vineri și luni la sediul central al filialei pentru a ne cunoaște. Pentru detalii nu ezitați să ne contactați. Abia așteptăm să ne întâlnim, se arată în anunțul filialei județene Crucea Roșie Vaslui. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri acordarea unor ajutoare de urgență în sumă totală de 995.500 lei pentru sprijinirea a 232 de familii și persoane singure din țară, care fie se află în situații de necesitate în urma unor incendii sau fenomene meteorologice periculoase, fie au probleme grave de sănătate sau riscă excluziunea socială. Din județul Vaslui au fost ajutate familii din municipiul Vaslui cu 4.000 de lei și municipiul Bârlad cu 3.500 de lei. O familie din satul Văleni, comuna Pădurene, a primit cea mai mare sumă, 5.500 de lei, în vreme ce două familii din satul Pribești, comuna Codăiești, și satul Ciocani, comuna Ciocani, au primit câte 4.000 de lei. Cu suma de 3.500 de lei a fost ajutată o familie din satul Barboș, comuna Hoceni, iar alte două familii din municipiul Huș și satul Păltiniș, comuna Băcești, au primit câte 3.000 de lei. Cu 2.000 de lei a fost sprijinită o familie din satul Văleni, comuna Pădureni, iar cu sume de 1.500 de lei familii din satul Rădeș, comuna Costești, și satul Gârceni, comuna Gârceni. La sfârșitul acestei luni, mai exact pe 20 noiembrie, primăria municipiului Vaslui invită pe vasluieni la spectacolul extraordinar al orchestrei de muzică populară Rapsodia Vasluiului. Pe final de brumar, vasluienii sunt invitați să participe la spectacolul extraordinar Ne cântăm Plaiul Străbun, în care tinerele blăstare ale muzicii populare locale vor împărtăși cu cei prezenți căldura și bucuria cântului tradițional. Transmite primăria municipiului Vaslui, care precizează că spectacolul va fi cu intrare liberă. Evenimentul susținut de Rapsodia Vasluiului va avea loc pe 20 noiembrie 2022 la ora 17 la Casa de Cultură Constantin Tănase din centrul municipiului Vaslui. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe singurul radio 100% vasluian, pe 93,2 MHz, pe smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM. Demi Lovato. Hey, this is Dua Lipa. Hey, yo, it's DJ Khaled. This is Smile FM.